poziționarea celor două elemente ale echipamentului. Observați un testudo din alt unghi. Să știți că pe columna lui Traian sunt foarte multe imagini cu astfel de formațiuni. Testudo, testoasa. Spuneam de comenzile stânga-dreapta, erau date în funcție de poziționarea celor două elemente ale echipamentului. Respectiv, scutul era la stânga, pentru că observați, scutul era ținut în mâna stângă. Ad gladius, gladius fiind spada legionarului, însemna comanda la dreapta, locul unde ținea legionarul spada. Dacă observați pe centurion, la el gladiusul este ținut în partea stângă, puțin diferit. Haideți să aplaudăm legiunea 13-a Gemina. Vreau să vă spun că aici la Alba Iulia noi anul acesta o să avem 11 ani de când existăm, 10 ani de când facem acest spectacol. Însă ceea ce este bine pentru noi este faptul că viitorul ne este asigurat. Așa că dați-mi voie să vă prezint legiunea 13-a Gemina Minor. Și eu vă vor saluta. Bun, haideți că n-am terminat cu ei. Să știți că cunoști și ceea ce strigă, repetă totdeauna ceea ce strigă legionarii mai mari. Hai să facem și o scurtă demonstrație. Tata, captate! Ixur! Leone! Tare! Ixur! Până acum au strigat bine, da? Ixul! Leones! Ixul! Leones! Hai să-i aplaudăm, bravo, lor! Vreau să vă spun o chestie. Stagiul militar în armata romană începea undeva la vârsta de 18-19 ani. Era o anumită comisie în care veneau doar cetățenii romani. Legiunea romană era compusă doar din cetățeni. Se prezentau acolo, erau interogați, ne întrebau ce vârstau, ce sexau, dacă știu matematică, dacă știu să citească, calitățile fizice erau extrem de importante, erau aleși în special cei care locuiau la munte sau la țară, pentru că erau considerați mult mai rezistenți. Însă noi ce facem aici, încercăm să reconstituim fidel perioada aceea, însă și acești tirones, tirones e termenul pentru tinerii care se înrolează, respectă ceea ce v-am spus eu mai înainte. Și vârsta, sexul, cunoștințe de matematică, nu mă credeți? O să vă demonstrez imediat, da? O să vă demonstrez. Imediat o să vă demonstrez. O să-i întreb pe fiecare cum îi cheamă și ce vârstă au, da? O să vedem. Cum te cheamă și câți ani ai? Maximul, și-am 40 de ani. Eu v-am zis. El mai are încă 10 ani și va ieși la pensie. Maximul, bravo. Marco Sulpius Apolinaris, 35 de ani. El are un an de când a început. Antonius, 40 de ani. El a venit proaspăt. Cred că săptămâna trecută, că nu i-am spus chestia asta, când l-am întrebat câți ani are. 6. Crepitus, am 21 de ani. În 21, cu 30. Ia să văd tu. Bun, haideți să vă zic, Crepitus a împlinit astăzi 18 ani. 18 ani, hai să-l aplaudăm. Vedeți și salutările sunt în limba latină. Da? Hai, în spate, o să ne întâlnim cu ei ceva mai încolo.
Și acum hai să trecem și la Daci. Mâine vă promite un spectacol pe cinste și chiar dumneavoastră puteți trage cu arcul sau învăța să trageți cu arcul la unul din atelierele de tras cu arcul. Avem acolo în fața acel zid împotriva săgeților, Murus Sagite, care l-ați văzut făcut de toți legionarii. Trebuie foarte bine pregătit acest zid, nu trebuie lăsat loc, nici o crăpătură nu trebuie lăsată, pentru că săgețile, nu știu de glumă, sunt vârfuri și săgeți chiar adevărate. Da? O să vedem. V-am spus că sunt adevărate. Vedeți, în mijlocul scutului este o parte bombată, se cheamă umbo. Acolo își țineau legi cu ajutorul acelei părți, puteau să susțină legionarul scutul. Da? Și mai avem două săgeți. Da, să aplaudăm foarte bine, bravo! Dacă v-am prezentat și civil din lumea civilizația daci, ca să vă prezint și două fete, două tinere îmbrăcate în straie, așa cum vedem în picturile romane, mare parte de la Popei descoperite. Observați ținuta, puțin diferită, da? Însă ele vă puteți întâlni, spuneam, la Simeria, pentru că au niște ateliere foarte frumoase, au ateliere de plante, de alte chestii, unde puteți chiar participa la ele. Mulțumesc! Și haideți să revenim cu gladiatorii noștri și să vă spun puțin despre gladiatori. Haideți, veniți aici. Sunt doi gladiatori ai Ludus Apulensis, de aici, de la Alba Iulia. În primul rând să vi-l prezint pe Uvald. Ce era gladiator? În primul rând era un sclav. Uvald era un sclav provenit din rândul războinicilor. A fost capturat într-o campanie dusă de romani în zona Rinului, deci în spațiu german. El este vorbitor de limba germană. Ce se întâmplă? Dacă ceea ce înseamnă echipamentul roman, reconstituirea lui, este mult mai simplă. S-au scris, știm, avem informații antice, descoperiri. La daci lucrurile este foarte, foarte complicat. Nu avem foarte multe surse istorice. Principala sursă istorică este la Roma, columna lui Traian. De acolo ne-am inspirat și noi când am realizat aceste echipamente și vă dau un exemplu. Nu știu dacă ați văzut columna pe viu la Roma sau pe rețelele de Google sau chestiile genul ăsta, că am auzit și noi de ele. La baza columnei sunt mai multe trofee arme ale dacilor, pe care Apolodor din Damas le-a sculptat, arătând armele cu care s-au luptat romanii. Între aceste arme se găsesc foarte multe coifuri. Ei, un astfel de coif